Bună ziua, dragi telespectatori, și bine ne-am regăsit la Drumuri Spirituale. Sunt Codruț Burdujan și astăzi am plăcerea să-l am alături de mine pe părintele Bogdan Ioan Brutaru. Bine ne-am regăsit, părinte. Doamne ajută, bine v-am regăsit. Doamne ajută. Discutăm astăzi despre pregătirea pentru Sfintele Paști. Iată, urmează o săptămână foarte plină de evenimente și sărbători în calendarul ortodox. Este adevărat, ne apropiem cu pași repezi spre marele praznic al Învierii Domnului, praznic ce este precedat de o săptămână, săptămâna patimilor sau săptămâna pătimirilor, a Sfintelor Pătimiri, în care Mântuitorul merge spre Golgota și apoi spre slăvita sa înviere cea de a treia zi. De aceea, începând cu duminică seara, cu duminica floriilor, duminica intrării Domnului în Ierusalim, încep denile, care sunt slujbe speciale, sunt de fapt utreniile pentru a doua zi, săvârșite seara, deci sunt o prevestire a zilei care urmează să înceapă, pentru că dacă citim cu atenție referatul biblic al creației, aflăm că a fost seara, a fost dimineață, ziua întâi, a fost seara, a fost dimineață, ziua a doua și așa mai departe. Deci ziua liturgică începe de seara cu vecernia și acum, în cazul denilor, cu utrenia de a doua zi. Aceste denii, care sunt deosebite și care ne umplu seriile dinainte de Paști cu bucurii duhovnicești, sunt marcate printr-un eveniment anume de care fac pomenire. Astfel, denia din lunea patimilor ne amintește de prima vestire a patimilor Mântuitorului, care știa ce avea să pătimească și ce se va întâmpla în zilele următoare. Apoi, miercuri, este vorba de trădarea lui Iuda, de cina cea de taină care va avea loc joi, iar vineri seara este prohodul sau slujba de mormântare, de prohodire a Domnului nostru Iisus Hristos, precedată în cursul zilei de vineri la prânz de scoaterea Sfântului Epitaf, adică o pânză pictată sau brodată pe care este reprezentată punerea în mormânt a Mântuitorului de către femeile mironosițe, de către Iosif din Arimantea și Nicodim, care s-au îngrijit de toate rânduielile mormântării Domnului. De asemenea, vineri Mântuitorul se răstignește, apoi este dat jos de pe cruce și pus în mormântul pe care îl oferă Iosif din Arimatea. De asemenea, în Joia Mare și în Sâmbăta Mare se fac două liturghii speciale. Joi, o liturghie specială pentru cei bolnavi, în care se scoate Sfânta Împărtășanie pentru cei bolnavi, care va fi folosită în cursul anului bisericesc. Tot Joia Mare se săvârșește slujba specială a Sfințirii Sfântului și Marelui Mir de către Biserica Ortodoxă Română prin membrii Sfântului Sinod, atunci când este cazul, iar apoi în Sâmbăta cea Mare, când se face ultima pomenire a morților și se face liturghia în care se împărtășesc copiii sau cei care doresc să se împărtășească înainte de înviere. Deci iată o săptămână plină, o săptămână bogată în evenimente, o săptămână care este premergătoare învierii Domnului și care în fiecare zi ar trebui să fie o sărbătoare pentru sufletele noastre. Da, ar trebui să fie o sărbătoare, dar vedem că înainte de cel mai important moment al creștinilor, din calendarul creștinilor, în această săptămână lumea este mai preocupată pentru curățenia din casă, pentru pregătirea preparatelor alimentare, se concentrează mai puțin pe curățenia sufletească. Ați atins aici un punct foarte important, acela că, din păcate,
În ziua de astăzi, creștinul se îngrijește mai mult de cele ale trupului, de cele exterioare, decât de cele ale sufletului. Astfel, și înainte de Crăciun și înainte de Paște, omul se pregătește făcând curățenie, scuturând, dereticând prin casă, văruind, făcând curățenie la locul de muncă, dar toate acestea se referă, de fapt, doar la partea exterioară și nu la suflet. Este bună curățenia și igiena personală și a locului unde trăim, dar se uită de multe ori sau se neglijează curățenia sufletească. Și anume, se lasă la o parte acel leac de mult uitat, cum îl numea un părinte, taina Sfintei Spovedanii. Taina Sfintei Spovedanii prin care ne curățim sufletul de păcate, prin care primim iertarea păcatelor sincer mărturisite în fața Părintelui Duhovnic. Și apoi, cealaltă parte a pregătirii bucatelor, a înroșirii ouului, a pregătirii mielului pentru întâmpinarea sărbătorii Domnului. Dar să nu uităm că și asta este pentru trup, pentru că toate bucatele acestea și toate ne pot duce foarte ușor la îmbuibare, ne pot duce foarte ușor la lăcomie, ne pot duce foarte ușor la saturație. Și să nu uităm faptul că mielul pascal, de fapt, nici nu este specific poporului român și credinței creștine, este o practică iudaică, o practică evreiască. Foarte interesant. Pentru că evreii mâncau la Paște mielul cu ierburi amare pregătit și la fel l-au consumat când au ieșit din Egipt și când au fost scutiți de Îngerul Morții ca să nu pățească nimic atunci când primii născuți ai egiptenilor au murit, ca pedeapsă pentru că faraonul nu-i lăsa pe iudei să plece din Egipt. Deci iată că mielul pascal este o tradiție preluată din iudaism și pentru că religia creștină nu a fost brutală și nu a vrut să strice toate rânduielile vechi, a luat acest miel pascal care, ca simbol al jertfei mielului Hristos care s-a răstignit pe cruce și apoi a înviat. Dar mâncarea mielului nu este nici specifică românească, nici specifică religiei creștine, ci este o practică preluată de la iudei. Iată un aspect interesant pe care chiar mă bucur că l-am atins și pe care vreau să insistăm, pentru că mulți sunt disperați, vedem aceste cozi, această isterie, nu cumva să ne prindă Paștele fără miel. Și nu mai vorbesc, sunt și mulți oameni care sunt miloși, mă credeți, deci am cunoscut o groază de oameni interesanți care îmi spun, știi, mie milă să mănânc carne de miel, de ce să sacrific un animal doar pentru că așa. Deci este doar o tradiție. Este așa, doar și nu are nimic de a face cu specificul nou testamentar creștin. Deci este doar o tradiție iudaică, o tradiție încreștinată, preluată de noi ca mesaj de pace și de cordialitate față de religia iudaică și simbolizează jertfa Mântuitorului pe cruce. Mielul pascal simbolizează această jertfă pe care Mântuitorul a făcut-o pe cruce. Apoi oul roșu era de fapt acea preînchipuire a spargerii cojii de ou, care înseamnă sfărâmarea porților iadului, care înseamnă învierea. Oul care naște viața, din ou iese puiul, iese viața, așa cum Mântuitorul din mormânt după 3 zile a înviat și a biruit moartea. Deci iată că și această practica înroșirii oului are o semnificație creștină prin extensie, dacă stăm să ne gândim și mai ales la oul de struț care este clocit în nisip și care rupe coaja, puiul rupe coaja oului și iese la viață fără ajutorul părinților, așa cum și Mântuitorul a rupt zapisul păcatului și al morții și a înviat. Apoi legenda iepurașului, care nu are absolut nimic de a face cu Paștele și cu creștinismul. Iepurașul, în cel mai rău caz, poate să fie simbol al păcatului, al promiscuității. Și nici într-un caz
nu are nimic de a face cu Paștele. Practica aceasta a iepurașului de Paște, de fapt, la noi este de dată recentă, după 90 a fost importată de peste ocean și din alte părți. Plebea a preluat-o prin firmele de origine. Iepurașul doar poate să spargă ouăle, nici de cum să le aducă la viață sau să le aducă să le dea în dar copilor. Sigur că da, aici da, e bine să caracterul comercial. Tranșant, aici e bine să insistăm pe acest subiect. Cuvântul. Deci este vorba doar de comerț, doar de o oportunitate brutală a unora de a se îmbogăți în astfel de situații. Nu, e vorba de o cinematografie ieftină care a promovat anumite aspecte false care nu are nimic de a face cu specificul nostru românesc și creștin. Deci adio iepura și adio alte evenimente de acest gen. Sigur că da, și revenind la pregătirea pentru Sfintele Paști. Părinte, mă scuzați, mai fac o paranteză foarte importantă pentru că în această perioadă creștinii simt că și încercările sunt pe măsură. Parcă ne uităm la televizor și vedem. În această perioadă dinaintea patimilor, stăm și ne uităm fiecare în viața noastră și vedem că suntem încercați în această perioadă de post. Trecem prin situații deosebite. Mă uit acum și la liderii noștri. Vine 1 mai. Deja se încing grătarele, începe deja această isterie, punem berea la rece, ne sunăm prieteni din țară, unde facem, unde mergem, rezervăm camere. Iată-l că îl văd și pe Radu Mazăre. Deși este perioadă de post și se înjură cu Remus Cernea, cum că ăsta vrea să legalizeze homosexualitatea, el o face pe Samariteanu, dar pe de altă parte vine cu oferte exact în săptămâna patimilor pentru pensionari, mici și bere. Deci nu se dă acest cadou de Paște, nu? Cum ar trebui să și cum este firesc să respecti credința și valorile celor care te-au ales, nu? Pentru că reprezinți până la urmă o comunitate creștină, tot cu dezmăț. Aici este iarăși o mare înșelare, pentru că anul acesta Paștele a picat pe 5 mai datorită regulilor de calculare a datei pascale. O înșelare și o încercare. Și este iarăși o încercare pentru că 1 mai pică în miercurea din săptămâna patimilor, atunci când postul este aspru, atunci când ne apropiem cu pași repezi pentru înviere și atunci când nu se cade să facem grătare și să facem petreceri câmpenești așteptând Paștele. Se poate amâna lucrul acesta, nu este nicio problemă dacă serbăm 1 mai după Paști sau odată cu Paștele. Nu este o sărbătoare creștină, nu este o sărbătoare religioasă, dar oare câți creștini de-ai noștri asta vreau să spun, se gândesc și sunt conștienți de faptul că Mântuitorul ne oferă altă cale pe care dacă vrem să o urmăm bine, dacă nu, este problema noastră. Spunea cineva mai în glumă, mai în serios că ai noștri creștini care vor face grătare și mici și bere, s-ar putea ca după moarte să aibă parte de grătare și de mici, dar la iad. Că acolo se fac grătare și se prăjesc mai în glumă, mai în serios, toate. Și dacă tot le place așa de mult cărnurile acestea arse și fripte, s-ar putea ca după moarte să aibă parte de așa ceva, dar cu propria carne. Deși putem încerca iadul chiar din această viață, părinte, pentru că mie îmi place să spun, diavolul nu este atât de discret pe cât Dumnezeu. Este cât se poate de palpabil și real în viața noastră. Așa este și prin cursele pe care ni le întinde, la tot pasul îi putem simți ispita și putem simți înșelarea dacă suntem atât de înțelepți să vedem lucrurile așa cum sunt în realitate. Și aici iar se cere o jertfă. Deci, într-adevăr, vine sărbătoarea aceasta de Armindeni, care ea este o sărbătoare populară a pomilor, a învierii, florilor, a păsărilor, a trezirii naturii la viață. Dar, atenție, noi putem să facem acum o excepție, având în vedere că pică în săptămâna patimilor, și să ne oprim de la aceste grătare și de la aceste lucruri firești, care sunt firești dacă sunt cu măsură, și putem să le facem după Paște. Așa, de pildă, în anumite părți unde sărbătorile sau zilele orașului au picat în post, ele s-au amânat și vor fi sărbătorite după Paște. Au fost făcute doar manifestările culturale și religioase, iar celelalte artistice și gastronomice vor fi săvârșite
după Sfintele Paști. Și vin aici cu un exemplu concret, în orașul Buzău, unde s-au sărbătorit de 12 aprilie, de Sfântul Sava de la Buzău, zilele orașului, au fost amânate aceste petreceri și aceste spectacole care se făceau și s-au făcut de zilele orașului anul acesta doar sărbătorile culturale și simpozioanele și cele evenimentele religioase, urmând ca celelalte să fie reluate după Paști. Da, e, dacă nu ne aducem aminte de patimile Mântuitorului acum, s-ar putea să ne aducem aminte atunci când viața ne aduce iarăși în genunchi la icoane, când ne lovesc bolile, necazurile. Asta pentru că, cu siguranță, pentru din că păcate, Dumnezeu, omul vede pe Dumnezeu printre lacrimi. Dumnezeu se cunoaște cel mai bine din împrejurările concrete ale vieții și Părintele Stăniloae, dogmatistul nostru de excepție, are chiar un capitol, cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările concrete ale vieții. Și revenind la pregătirea pentru Sfintele Paști, să nu uităm spovedania, pentru că dacă noi suntem creștini și cu adevărat iubim pe Hristos, nu vine Hristos la noi, în sufletul nostru nu va învia Hristos dacă noi nu suntem spovediți. Aceasta este pregătirea necesară și deosebită pe care un creștin trebuie să o facă înainte de Paști. Și dacă primește dezlegare de la duhovnic și s-a pregătit cum se cuvine, poate primi și Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele lui Hristos, pentru că să nu uităm, a fi creștin nu înseamnă doar a ne ruga și a merge la biserică, înseamnă a participa la viața bisericii prin Sfânta Împărtășanie. Dacă luăm trupul și sângele Domnului în chipul pâinii și al vinului, înseamnă că suntem creștini practicanți, înseamnă că ne-am pregătit, înseamnă că suntem vrednici și putem să ne numim cu adevărat fii al lui Dumnezeu. Da, deci biserica nu înseamnă doar dezmăț culinar, da? Nu înseamnă doar sărbători, Crăciun și înviere. Nu, înseamnă împărtășirea cu Sfintele Taine, înseamnă post, în primul rând, cu duhovnicul, da? Rugăciune. În primul rând, biserica înseamnă Sfintele Taine. În primul rând, biserica înseamnă o perioadă, să cinstim perioadele acestea pregătitoare pentru sărbători așa cum se cuvine. E bună și curățenia în casă, este necesară și igiena corporală, este de trebuință omului și pregătirea aceasta trupească cu bucate mai alese pentru că a fost o perioadă de post și este încă și trupul slăbește și trebuie refăcută vigoarea organismului. Dar, în primul rând, sufletul trebuie așezat acolo unde este locul. Și prin spovedanie și împărtășanie dăm hrana necesară sufletului. Da, ce urât arată uneori un om bine îmbrăcat, curat, dar cu un suflet murdar. Am vrut să subliniez acest aspect. Degeaba ne împopoțănăm, degeaba ne curățim casele și aspectul dacă sufletele sunt goale și pline de ură și de egoism. Cu siguranță acest lucru trebuie subliniat și mi-amintesc aici de o istorisire în care cineva merge la un duhovnic văzător cu Duhul și vede că sufletul său este ca un cearșaf alb plin de pete negre. Și apoi, iarăși, după spovedanie, vede sufletul ca un ceașaf alb, curat, apretat, fără nicio pată și fără niciun semn urât pe el. Deci, iată cât de mare este valoarea tainei spovedaniei. Este o spălare a sufletului de păcate și cei care n-au încercat până acum taina spovedaniei și nu au cunoscut-o, îi îndemn cu multă dragoste să fac acest exercițiu al penitenței, al spovedaniei, al mărturisirii păcatelor, pentru ca apoi se simtă curat, să se simtă cu sufletul ușor ca un fulg. Da, ce mai este important să rețin telespectatorii? Am punctat faptul că în fiecare zi se vor săvârși liturghii speciale. Mai puțin vinerea când este ziua liturgică. De asemenea, liturgia de joi și liturgia de sâmbătă este foarte importantă pentru că au o semnificație aparte și apoi în fiecare seară, începând cu Duminica Floriilor, vor fi deniile care vor marca de cu seară evenimentul biblic
care a avut loc în viața Mântuitorului spre patima sa. Da, deci joi este vorba de o liturghie specială săvârșită pentru cei bolnavi, iar sâmbătă pentru când cei adormiți. Când se scoate Sfântul Agnes pentru cei bolnavi și când la București se sfințește Sfântul și Marele Mir, atunci când este necesar bisericii, Sfântul și Marele Mir, administrat în taina mirungerii după botez, oricărui nou botezat, care se păstrează în biserică, în fiecare biserică, pentru această necesitate a tainei mirungerii. De asemenea, în Joia Mare, seara, are loc denia celor 12 evanghelii, când se citesc 12 pericope evanghelice, evanghelile învierii, care vestesc patimile și învierea Domnului. Apoi, vineri seara, este denia prohodului, când înconjurăm de 3 ori Sfânta Biserică cu Sfântul Epitaf, în cântări cernite, în cântări de mângâiere, pentru faptul că ducem la groapă pe Mântuitorul Iisus Hristos. Vineri la prânz se scoate Sfântul Epitaf, apoi copiii și credincioșii trec pe sub masa împodobită cu flori, adică prin mormântul Domnului, de 3 ori, însemnând astfel trecerea de la moarte la viață și prevestind învierea Domnului care se apropie cu pași repezi. Da, este o discuție, sper eu, foarte utilă tuturor celor ce ne privesc, deși mai sunt și excepții. Îmi spun colegii din regie că sună cineva, anumiți oameni, îmi pare rău să spun, îmbătrânesc degeaba. Emisiunea asta este, are o temă precisă. Scrie acolo pregătirea pentru Sfintele Paști. Deci, îmi cer scuze, nu pot să primesc telefoane pentru a-mi pierde timpul meu, al invitațiilor și al telespectatorilor, cu discuții sterile, da? Afacerile preoților și alte chestii de genul ăsta. Dacă vă interesează atât de mult să buzunăriți biserica, haideți să facem niște misiuni speciale, să vedem unde se duc miliarde și miliarde de lei în țara asta pentru pomeni de genul celor pe care le-am amintit anterior. Da? Urmăriți cu atenție să vedeți acest desmăț de 1 mai și să vedem cum se distrează cei care ne gestionează banii. Mai lăsați în pace biserica. Mi-aduc aminte, tot în perioada Apostolului Mare, anul, în urmă cu 2 ani, a fost acel atac împotriva copiilor dat de comunitatea homosexuală din România, cu acele panouri, cu un bebeluș pe care era inscripționat termenul homosexual. Nici până la ora actuală vreo instituție a statului român nu a sancționat acest mesaj pedofil. Iată, nu s-a sancționat atunci nimic, pentru că bănuim noi, instituțiile au și ele o orientare homosexuală în România. Nu s-au sancționat atunci, acum asistăm la altceva, la presiuni pentru instituționalizarea căsătoriilor de probă, nu? Atât între heterosexuali cât și între homosexuali. Mă întrebați de ce repet tot mereu aceste aspecte? Pentru că nu sunt lucruri pe care trebuie să le ignorăm. Vrem să trăim într-o societate normală, trebuie să ne spunem și noi creștinii punctul de vedere. Nu sunt aspecte care trebuie ușor trecute cu vederea. Da? Atunci haideți să vorbim despre legalizarea oricăror alte aspecte și devieri sexuale. Nu este vorba de extremism. Este vorba de, nu este vorba de extremism din punctul de vedere al creștinilor. Este vorba de un extremism al altor orientări, altor deviații sexuale împotriva majorității. Da? Haideți să vorbim atunci de legalizarea căsătorilor între animale și oameni, între să legalizăm poligamia, să legalizăm comunitatea celor care se autosatisfac și nu vor să se însoare și, nu? Și așa mai departe. Haideți să legalizăm toate aberațiile. Am făcut această paranteză, părinte, pentru că iată, deși ne dedicăm un timp pentru, am subliniat, curățenia sufletească, pentru pregătirea pentru Paști, în continuare, am surpriza să mai primesc și astfel de telefoane. În Vechiul Testament existau 2 orașe vechi, 2 cetăți, și anume Sodoma și Gomora, da, care au fost distruse cu foc și pucioasă din cer pentru păcatele care se întâmplau acolo. Trebuie să atragem atenția că cei care practică aceste păcate pe care le-ați amintit mai devreme vor putea avea o soartă foarte tragică, în sensul că Dumnezeu le dă fiecăruia boli, suferințe, necazuri. Să nu uităm că SIDA
este o boală care face victime foarte mari, mai ales în comunitățile acestea homosexuale. Și nu neapărat. Și nu neapărat. Unde plus, există un libertinaj sexual. Sigur că da, plus alte boli cu transmitere sexuală și alte nenorociri, adevărate nenorociri pentru firea umană. De asta spuneam că iadul se gustă în timpul. Și iată că Dumnezeu nu doarme și fiecare faptă va avea o răsplată. Deci să nu uităm cum ne așternem așa dormim. Da, și mai ales că atunci când discutăm, că discuția se împinge înspre acești copilași nevinovați, nu? Pentru că, țineți minte, homosexualitatea către acest aspect se îndreaptă în modul cel mai periculos. Adopțiile de copilași de către aceste cupluri, dacă ele vor avea aceleași drepturi ca heterosexualii, atunci vom putea asista la situații ca în unele țări occidentale, unde cuplurile homosexuale vor avea prioritate pentru că sunt considerate discriminate, da? La adopțiile de copii. După aceea vom vorbi și de adopții internaționale și ne vom trezi că suntem o... Riscăm să punem anormalitatea pe picior de egalitate cu normalitatea. Păi, vă aduceți aminte, citeam la un moment dat, în urmă cu câțiva ani scriam presă mondenă și era vorba de Elton John că tot vizita Ucraina. Așa și acele leagăne de copii. Păi vrea să înfieze un copil acolo. Evident. Da. Bun, e bine să punctăm și aceste aspecte. Îmi spune colega din regie, final, dragi telespectatori, sper să vă fie de folos cuvântul părintelui Bogdan Ioan Brutaru. Sunt Codruț Burdujan, vă mulțumesc pentru atenție, o seară plăcută, post luminat. Doamne ajută!